Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară, același Marius Dumitrache, alături de colegii mei din regia tehnică, prima ediție a acestei săptămâni. Oameni buni, doamnelor și domnilor, PSD și Vlad Toprea la titlu vor victoria la alegerile locale. Aceasta este tema emisiunii pe care o vom dezbate alături de un invitat special, noul președinte interimar al organizației Orășenești PSD Titu, domnul deputat Ionuț Săvoiu, înscusivitate prezent în studioul la Coluna TV. Domnia sa este și viceliderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, dar și vicepreședintele Comisiei de IT și Comunicații din Camera Deputaților. Îi spunem și noi bună seara, bine ați revenit, domnule deputat. Bună seara, bine v-am găsit. De ce vreți să câștigați alegerile la primăria Titu? Pentru că așa este firesc, să avem o continuitate în a aduce mai departe programele de dezvoltare a localității începute și încă din cursul acestui mandat, de când Partidul Social Democrat a condus la Titu. Și eu zic că avem șanse importante, pentru că Partidul Social Democrat stă foarte bine la Titu, a rezolvat foarte multe din problemele locuitorilor, toate programele care țin de dezvoltarea infrastructurii sunt în curs de derulare, inclusiv cele care fuseseră blocate și aproape erau în pericol să nu mai fie reluate, e vorba de lucrările de la alimentarea, de la sistemul de alimentare și epurarea apelor uzate. Avem de asemenea foarte multe, un program care a fost inițiat de Partidul Social Democrat și a fost derulat destul de bine, într-un ritm alert, cel de reabilitare a blocurilor și de igienizarea subsolurilor, de șarpantarea blocurilor de locuințe. Se văd pași importanți realizați în cursul acestui mandat al Partidului Social Democrat la Titu, pentru că, cum bine știți, doar două blocuri erau reabilitate termic în 2012. Acum, când intri în Titu, practic totul este pus la punct. Avem, de asemenea, câteva realizări importante în promovarea proiectului de lărgire la patru benzi a drumului Bâldana Titu, care din păcate n-a putut fi pornit încă în acest mandat, dar pașii importanți sunt făcuți, avem un avans important în realizarea acestei investiții față de situația care era în 2012. Există un proiect de modernizare a străzilor în curs de evaluare la compania de drumuri și autostrăzi în zona de Titu Târg, de zona aceea care arată destul de rău în acest moment. Este o zonă care nu intră în proiectul de lărgire a drumului DN7, dar compania de drumuri și autostrăzi intenționează să reabiliteze acea zonă, de să facă trotuare, să facă o zonă carosabilă adaptată mediului urban. Mai sunt și alte proiecte importante și ele sunt în programul nostru electoral, de a continua în aceeași direcție, în sprijinul locuitorilor din Titu, ca să trăiască într-un oraș modern, un oraș care să stimuleze mediul economic, un oraș în care să existe o accesibilitate mai mare pentru afaceri, care să creeze mai multe locuri de muncă, mai bine plătite în zona Titu, care poate beneficia de influența economică a capitalei și a Ilfovului, într-o zonă unde industria automotivelor deja este stabilită și în curs de dezvoltare. În ultimii ani s-au creat peste 1000 de locuri de muncă, 1000-1500 de locuri de muncă în această industrie și eu zic că există și alte oportunități care vor fi stimulate în perioada care urmează de o administrație care să fie a Partidului Social Democrat. Domnule deputat, dar de ce refuză administrația locală să achite cota de cofinanțare la proiectul de alimentare cu apă? Chiar am discutat aici în studio cu directorul general al companiei de apă
domnul Alexandru Crocu, a făcut acolo, și o conferință de presă. Eu cred că nu au înțeles foarte bine despre ce este vorba. Eu am văzut justificarea într-un articol al administrației și am înțeles că această cotă de cofinanțare trebuie alocată în funcție de realizarea lucrărilor. Deci nu se confundă noțiunile. Una este contribuția și contribuția la capitalul proiectului și alta este problema de derularea plăților. Derularea plăților în relație cu gradul de execuție este problema companiei. Problema asigurării contribuției financiare pentru derularea proiectului este problema acționarilor companiei, care fiecare autoritate locală din județ este un acționar al companiei. Deci trebuie înțeles foarte bine subiectul și cine se pronunță pe această temă. Nu, dar vă dați seama câtă incompetență. Vă dați seama câtă incompetență la nivelul administrației, la nivelul conducerii unei unități administrative teritoriale. Adică s-a achiziționat o cută cu participare de cofinanțare de 3 miliarde ca să beneficieze de un program uriaș de investiții în domeniul alimentării cu apă. Deci, și raportul, unde raportul între cofinanțare și raportul sumei primite ca proiect și ca investiție și raportul cofinanțării, iarăși este un alt argument, este net în favoarea administrației locale. Dar vă spun, asta e o chestiune de bun simț și de percepție publică simplă. Nu, dar am înțeles că după alegeri. Ce argument? Cum adică după alegeri? Deci eu cred că compania de apă trebuie să facă eforturile și să continue să îi convingă, să îi facă să înțeleagă prin toate mijloacele legale, iar consilierii locali de la Titu să pună problema foarte serios în consiliul nostru și să pună problema în consiliul local pentru a rezolva această problemă, că practic acolo avem senzația că unii doresc să-și taie craca de sub propriile picioare. Dar vă spun, una este percepția privind valoarea, dar alta este modul de operare, deci confuzia între contribuția ca și acționar al companiei de apă și cel care implementează proiectul și asigură plățile. Deci contribuția nu are nimic de a face cu plățile și iar asta este o chestiune care trebuie înțeleasă de toată lumea, dar acolo se pare că e vorba de incompetență în lanț, deci nu este numai competență crasă. Da. Confuzia nu are nicio legătură cu responsabilitatea să conduci o unitate administrativ teritorială de un astfel de nivel. Probabil acolo, adică e vorba de un oraș. Probabil lucrurile sunt înțelese așa, că e bunul plac și bunăvoința unuia sau altuia, nu obligații care țin de derularea unor angajamente asumate cu și de un contract până la urmă. Cu ministerul cu care derulează programul operațional, cu Consiliul Județean, cu ceilalți parteneri, toate au unitățile administrative teritoriale care sunt partenerii orașului Titu în acest demers al proiectului cu finanțare europeană. Da, eu cred că aici e vorba de incompetență crasă la nivelul conducerii primăriei Titu. Nu se poate să refuz cu obstinență să achiziți cota de cofinanțare la proiectul ăsta de coparticipare la un proiect european o astfel de anvergură. Adică oricum, după 6 iunie se va simți o schimbare radicală de abordare după ce Partidul Social Democrat va câștiga alegerile și vom avea primarul nostru pe Vlad Oprea la Titu. Probabil lucrurile vor fi altfel derulate cu profesionalism și cu rigoare. Dar eu am văzut că UNEPR-ul l-a ajutat. Domnul UNEPR-ul, PNL-ul, cine l-a ajutat pe primarul Traian Nicolae să deruleze toate proiectele astea? Astea sunt încercări de imagine de a minimiza rolul Partidului Social Democrat în Titu, însă cetățenii, vă spun eu, cunosc faptul că toate aceste programe derulate sunt ale Partidului Social Democrat și au făcut parte din programul electoral din 2012. Iar din câte am văzut, din câte știu de nenumăr, toată lumea știe că în Titu a fost prezent și președintele Consiliului Județean, a fost prezent toată administrația județeană, de câte ori a fost nevoie pentru a... Miniștrii care au luat notă de problemele de acolo și eu zic că lucrurile sunt pe drumul cel bun din acest punct de vedere.
ziarul primăriei și al Consiliului Local, Gazeta de Titu, este folosit în scopurile electorale, domnule? Am văzut un răspuns al primarului contra celor transmise de președintele Consiliului Județean privind proiectele derulate în Titu și aportul Consiliului Județean și a Guvernului Partidului Social Democrat în perioada în care s-a aflat la guvernare pentru a derula aceste investiții. Iar ce am văzut acolo este încă o dată o confuzie între activitatea politică și activitatea administrativă. Acel jurnal, de acea gazetă a orașului, nu poate fi folosită pentru activități politice și de susținerea unor idei politice contra pe finanțarea administrației publice. Bun, pe ce se bazează? Care este de fapt a tuturor cetățenilor, indiferent de opinie politică și de angajament politic. Pe ce se bazează echipa Partidului Social Democrat din orașul Titu când susține că va câștiga alegerile și Vlad Oprea va fi noul primar orașului? Fostul viceprimar al orașului Titu va deveni noul primar în locul lui Traian Nicolae. Ne bazăm întâi de toate pe faptul că Partidul Social Democrat are o poziție bună, este bine perceput în orașul Titu. Este un lung șir de alegeri câștigate, de un lung șir în care Partidul Social Democrat a dovedit că în Titu este principala forță politică. Pe de altă parte, ne bazăm pe faptul că programul propus comunității, de programul electoral care va fi propus și popularizat pentru toată comunitatea din Titu va întruni toate dorințele acestora și oamenii vor înțelege că numai așa vor putea să rezolve multele din problemele pe care le-au semnalat în activitatea pe care am derulat-o în ultimii 4 ani acolo și de asemenea cred că tinerețea, ambiția, dorința de afirmare și dorința de a face mai bine pentru Titu al lui Vlad Oprea va convinge nu numai pe membrii de la Partidul Social și susținătorii Partidului Social Democrat, dar și alți oameni de bine din Titu să vină alături de platforma noastră. Dumneavoastră ați preluat conducerea interimară, este adevărat, a organizației locale, a organizației orășenești PSD Titu. Care au fost primele măsuri pe care le-ați luat în vederea reorganizării filialei și în vederea asigurării victoriei în alegerile locale din 5 iunie? În primul rând am încercat să completăm locurile cât mai repede, într-un timp destul de scurt, să completăm locurile din conducerea organizației locale, pozițiile care erau ocupate de cei care nu au dorit să mai continue alături de noi. În al doilea rând am demarat discuții cu fiecare organizație în parte în vederea alegerii celor mai buni reprezentanți în Consiliul Local și de a avea cele mai bune propuneri. Încă această fază este în curs de finalizare. Avem de asemenea am avut o serie de discuții cu fiecare organizație în parte în ceea ce privește programul electoral, în așa fel încât toate cele 11 organizații să vină cu idei și propuneri pentru programul electoral. De asemenea, au fost mai multe activități de prezență în rândul cetățenilor, atât în perioada de acestor sărbători specifice primăverii, începutului de primăvară, o prezență activă în zona companiilor, a marilor angajatori din Titu, cu care am purtat discuții privind ceea ce așteaptă ei de la administrația locală și administrația județeană în perioada care nou, în viitorul ciclu politic de la nivel local. Și eu zic că aceste lucruri vor continua. Am organizat o echipă de campanie, am pregătit o echipă de campanie nouă, pusă pe treabă și am continuat anumite eforturi la nivel administrativ, județean și la nivel național, pe teme de interes local. Deci culegem în continuare aspecte
care au fost sesizate și care să fie ridicate la nivelul executivului. Deci, eu zic că prezența noastră în Titu este activă și sunt convins că acest lucru va avea o percepție bună în rândul cetățenilor. Dar ce vrea să facă echipa PSD din orașul Titu, să continue proiectele în frunte cu Vlad Oprea, viitorul primar al orașului Titu? Care sunt proiectele pe care Vlad Oprea vrea să le deruleze sau să le implementeze la nivelul comunității și în beneficiul comunității locale? În momentul de față, oferta electorală este în curs de structurare, în fază finală, o avem deja, să zicem, 90% realizată. Sunt câteva teme de interes general care vin în continuarea și în completarea activităților deja derulate. E vorba de continuarea extinderii rețelei de apă și canalizare pe acele zone pe care aceste rețele nu au ajuns încă. Mai există străzi și segmente de stradă unde nu există canalizare și apă. Sau dacă există apă, nu există canalizare. De asemenea, trebuie continuat programul de reabilitare a străzilor și modernizarea acolo unde străzile și ulițele din satele, din cartierele orașului, unde nu există asfalt, și de asemenea rezolvarea problemelor de evacuare a apelor pluviale și căilor de acces, trotoare, toate acestea trebuie să vină la nivel de oraș într-un timp cât mai scurt. Avem, de asemenea, extinderea sistemului de iluminat public. Sunt încă locuri unde iluminatul public lasă mult de dorit. Introducerea de sisteme de monitorizare de supraveghere și monitorizare pentru siguranța și ordinea publică, siguranța cetățeanului și ordinea publică. Mai sunt de făcut multe lucruri. Vrem să demarăm, să propunem un proiect de centru medical multifuncțional nou. Există o locație în acest sens desemnată și ar trebui să, acolo trebuie construit un centru medical multifuncțional și care să întrunească toate condițiile unui spațiu medical la zilele noastre. Avem de gând să identificăm niște măsuri pe cadrul legislativ actual care e în curs de modificare privind atragerea cadrelor medicale tinere și stabilirea lor la nivelul orașului, în așa fel încât să existe o prezență cu specialiști în domeniul medical permanentă și să nu mai depindem de o anumită navetă care se face în acest moment, care nu place, nu convine nimănui, de fapt, între Titu și Târgoviște. Sunt mai multe probleme la nivelul, se dorește să identificăm căile legale prin care sau să avem o posibilitate prin care să stimulăm prezența la școală a tinerilor și să luptăm cu abandonul școlar, care apare în ciclul gimnazial, chiar și în ciclul primar și în ciclul gimnazial, în rândul familiilor situate în dificultate. Avem de asemenea în gând să stimulăm, să existe un program prin care să stimulăm și un program after school pentru ciclul gimnazial. Trebuie să existe o posibilitate de a avea pentru tinerii care nu pot fi urmăriți de părinți sau sprijiniți de părinți în elaborarea temelor, să existe un anumit sistem în care aceștia să poată să continue programul de învățătură și după orele de clasă. Pentru că se simte nevoia și la ciclul gimnazial, din câte am înțeles, stând de vorbă cu cadrele didactice din zonă. Am de asemenea stimularea activităților la clubul copiilor care a fost abandonat sau înțeleg că nu sunt acolo activități la nivelul dorințelor, extinderea parcului și crearea unui climat, unei zone, un ambiental care să corespundă unui parc de oraș, deci mai trebuie acolo, mai sunt lucruri de făcut, de adus în parcul existent, așa fel încât să fie o zonă de recreere și de petrecere a timpului liber.
Stadion nou, că am văzut că Urban Titu e de râs, a ajuns de râs echipa să nu mai bate bărimea, domnul deputat. Se simte probabil un dezinteres în din partea administrației locale după plecarea lui Vlad Oprea. Eu sunt convins că la Titu, pe toată zona există talente, există oameni care pot să contribuie la rezultate mai bune pe plan fotbalistic și n-aș vrea să discut foarte mult de acest lucru, dar Titu are un program de construire pe Compania Națională de Investiții a unui nou stadion, modernizarea stadionului, rezolvarea acceselor și modernizarea acceselor în zona stadionului din Titu. Va fi o prioritate în programul viitoarei administrații locale finanțarea proiectului de centură ocolitoare a orașului Titu, care să rezolve în acest mod și traversarea căii ferate, un nou acces în oraș, venind dinspre Târgoviște sau dinspre București sau dinspre Pitești, să existe un acces care în prelungirea actualei străzi a gării, care să evite trecerea denivelată de cale ferată cu barieră. Avem de asemenea în gând legat de tot în continuare să promovăm și să vedem în ce stadiu se află proiectul de acces de la autostrada 1 la... Nu, acest proiect a fost oarecum abandonat, nu prea s-a discutat în ultima vreme. La nivel național s-a discutat de și includerea pe masterplan a accesului A1 Titu, că o fi pe DN701 sau pe lângă 701, că o fi pe drumul de Pitaru, Podroș, Pitaru, Serdanu, deci acea zonă, deci undeva, nu știu exact în ce stadiu este proiectul, există mai multe idei, atât în planul urbanistic general al Comunei Podroș, cât și în planul urbanistic general al orașului Titu, există soluții, variante, vreau să văd, nu știu exact ce se întâmplă la Compania Națională, dar acel segment de legătură a orașului Titu cu autostrada 1 este prevăzut la modernizare. Sunt multe proiecte, multe programe, vă spun când se va publica oferta electorală. O să-l mai discutăm. E regulă, mulțumim domnule deputat, trebuie să luăm o scurtă de publicitate, oameni buni, revenim imediat cu partea a doua a emisiunii după un moment comercial alături de deputatul Ionuț Săvoiu, deputat PSD de Dâmbovița, domnia sa este președinte interimar PSD Titu. Vlad Oprea și PSD vor victoria la alegerile locale în Titu, stimați televizatori, luăm publicitate, nu plecați nicăieri, revenim imediat. Da, am revenit, doamnelor și domnilor, noi continuăm dialogul cu deputatul Ionuț Săvoiu, vicelerul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, vicepreședintele Comisiei de Atici și Comunicații tot din Cameră, dar și mai nou, domnia sa este președintele interimar al organizației orășenești PSD Titu. Vlad Oprea și PSD doresc victoria, vor victoria în orașul Titu la alegerile locale. Ați făcut o interpelare, am văzut, ați făcut demersul pentru recepția semnalului de telefonie mobilă la Hulubești, de exemplu. Ați mai făcut una către Ministerul Sănătății apropo de transplantul de plămâni. Domnule, aveți o activitate parlamentară activă, una bogată, sunteți ocupați și cu activitatea politică la nivelul orașului Titu, dar probabil că sunteți nu printre singurii, sunteți unicul parlamentar PSD de Dâmbovița cu activitate intensă. Adică sunteți foarte activ. Vreți să faceți ceva pentru... să lăsați ceva? Mi-am propus în mandatul, în partea de mandat care a rămas, să-mi continui activitatea de parlamentară și la nivel central și sunt foarte multe aspecte sesizate care trebuie ridicate la nivelul executivului, iar parlamentarii au posibilitatea legală de a adresa întrebări și interpelări miniștrilor de resort sau responsabililor de anumite sectoare de activitate, chiar la nivele de agenții sau de chiar și de premier, când este cazul. O să continui în perioada care vine, pentru că am o listă lungă de probleme care trebuie semnalate, numai că fiecare problemă care o semnalezi trebuie să te documentezi bine ca să poți să primești un răspuns concret. N-aș zice, eu cred că toată lumea, toți colegii își fac treaba acolo unde sunt și ce fac. Într-adevăr, eu sunt foarte prezent, încerc să fiu prezent în teritoriu și să sesizez anumite lucruri care se confruntă. Am vorbit și cu președintele Țuțuianu, sunt anumite lucruri, multe lucruri, de fapt, care
trebuie ridicate dezbaterii la nivelul executivului și o să continui în perioada care urmează același lucru. Am făcut la Hulubești, am înțeles, eu noi am realizat ceva bun la Vișinești pentru că era aceeași problemă. Asta s-a întâmplat undeva prin 2013 și din câte am înțeles acum problema este pe cale de a fi rezolvată sau chiar a fost rezolvată, nu mai țin minte exact, nu am participat la, n-am mai fost prin zonă, nu știu exact, dar se pare că demersurile acestea rezolvă câteva probleme punctuale, că totuși e păcat 1000 și ceva de locuitori să nu aibă acces la telefonie mobilă în secolul ăsta pentru că au fost uitați în faza de proiectare a rețelei, probabil n-a prezentat interes din punct de vedere al numărului de posibili utilizatori, însă în ziua de astăzi eu zic că practic fiecare zonă locuită trebuie să, care este definită ca localitate, să fie acoperită de semnal. Prin metode diverse, există metode, chiar dacă nu se instalează stâlp, dar trebuie găsită soluție prin reconfigurarea rețelei, în așa fel încât peste tot să existe acoperire. Mai am o problemă care o să sesizez. Mi se pare anormal ca pe drumurile naționale să nu existe o preocupare specială pentru a asigura semnal permanent. De foarte multe ori și trec zeci de mii de șoferi zilnic pe drumurile patriei, pe drumurile naționale și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul comunicațiilor ar trebui să pună o condiție, să impună o condiție celor care furnizează servicii de telefonie mobilă ca măcar pe drumurile naționale să nu există întreruperi de semnal. Vă dați seama, poate că la noi în județ nu sunt atât de, aspectele nu sunt atât de grave, este o zonă, știm bine, în pădurea Râioasa și pe la Conțești unde se întrerupe semnalul, dar vă dați seama dacă se întâmplă un accident sau o problemă într-o anumită zonă și nu ai semnal pe drumul național și acolo există trafic, eu zic că nu e firesc să avem astfel de situații. Mai legat de alte probleme, voi adresa întrebări în perioada în care urmează, în special Ministrul Transportului, privind situația programelor de la nivelul județului și voi face o întrebare specială adresată legată de centurile ocolitoare. Din câte am mai discutat anterior, centrurile ocolitoare de la Găiești și Târgoviște, care sunt foarte importante, de vorbesc de centura ocolitoare, nu de inelul de centură interioară a orașului, aceste investiții sunt prinse în drumul expres Ploiești-Găiești. Lucru care împinge aceste două importante investiții pentru cele două, pentru municipiul Târgoviște și orașul Găiești, le împinge undeva după 2025. Eu zic că e nedrept atâta vreme cât Târgoviște avea centura aprobată încă de prin anii 2007-2008 să ajungem în 2025. Și nu numai că este nedrept, dar lipsa unei centuri ocolitoare creează mari probleme privind stabilirea investițiilor în zonă și tranzitul prin oraș, aglomerarea traficului în oraș. Sunt multe probleme care pot fi rezolvate dacă această investiție va fi promovată undeva mai aproape de zilele noastre. Și de asemenea se simte nevoia atât la Pucioasa, Fieni, Oțăieni. Există o zonă foarte cu trafic greu datorită transporturilor din zona montană și în special din zona Fieni, de la fabrica de ciment. Acest trafic nu este preluat corespunzător de rețeaua actuală de drumuri și străzi, nici de drumul național DN71. Acolo trebuie să avem o soluție de a scuti locuitorii orașului Pucioasa, comunei Moțăieni, de problemele de trafic greu. Și de asemenea a câștiga 10 minute de tranzit pentru orice transportator înseamnă bani, înseamnă timp mai puțin petrecut de către pe șosele de către transportatori și automat asta are un efect la nivelul eficienței economice în județ și de ce nu cu dezvoltarea mediului, dezvoltarea condițiilor de afaceri. Domnule deputat, se mai poate bucura comunitatea dâmbovițeană de sprijin guvernamental în actualul context intern, dar nu e vorba numai de Dâmbovița, e vorba de, sunt convins, de celelalte comunități județene. Vă spun că am sesizat și am constatat o oarecare deconectare între structurile centrale, de fapt e de mai multă vreme sesizat asta și cred că au simțit-o și primarii noștri și mai mulți
mai mulți cetățeni implicați în actul administrativ. Există o anumită deconectare între sistemele centrale de la nivel național și teritoriu. Se pare că de multe ori informațiile ajung greu și de multe ori când ajung sunt ignorate. Am sesizat-o nu numai la Ministerul Transporturilor, și în alte sectoare de activitate. Sunt foarte multe de făcut în a găsi modalitățile prin care decizia de la nivel central să fie adaptată la ce se întâmplă în teritoriu. Și aici, într-adevăr, rol important și un efort de zi cu zi trebuie să-l asigure administrația locală și sprijinită de politicul de la nivel național, de parlamentari, de senatori, de deputați. Și vă spun sincer că decredibilizarea Parlamentului și apariția acestui segment nou de administrativ de tip tehnocrat nu cred că rezolvă problema. Deci, dimpotrivă, problemele se accentuează. Și eu cred că e cât mai repede când se va. Sper să ajungem la toamnă, să avem un guvern politic care să fie conectat mai bine cu ceea ce se întâmplă în teritoriu și să fie mai aproape de dorințele cetățenilor. Pentru că asta este efectul a soluției pe care a fost adoptată în această toamnă de a găsi un guvern tehnocrat. Asta este unul din efecte. Efectele deconectării executivului de problemele din teritoriu. Din cauza cui să decredibilizează Parlamentul, domnule deputat? Că este o mare vină. Nu ați mai văzut pe parlamentare ăștia. O mare parte, trebuie să recunoaștem că o parte din vină este și a parlamentarilor, pentru că evident, dar tot sistemul politic este decredibilizat în momentul de față și sunt foarte multe de făcut și în acest capitol. Eu știu că asta, a fi prezent prin pare uneori, cum să zic, foarte ușor de aruncat așa vorba asta. Domnule, i-ați mai văzut prin județ. Nu trebuie neapărat să fie în județ toți în fiecare moment. Pentru că activitatea parlamentară e București. Poate că o regândire a activității parlamentare, a modului de derulare a activității parlamentare, o regândire a... Nu, dar i-ați mai văzut pe undeva atunci. I-ați mai văzut codului. Și cred că fiecare avem sarcina să fiecare în dreptul lui, făcând ceva mai bine și ceva mai mult și mai sună frumos, sună corect, frumos, putem să recredibilizăm politicul, dar avem nevoie și factorul politic din zona Parlamentului, dar eu cred că este nevoie de, și spun așa, că ce-i de făcut. Într-adevăr, prezența în teritoriu face parte din, dar pentru o prezență bună în teritoriu, eu vă spun că și o regândire a programului Parlamentului ar avea o mare importanță, pentru că o activitate de asta în care încerci să faci din toate câte puțin și practic ajungi prin a face mai nimic. Trebuie să fim înțeleși că și noi suntem oameni. Eu nu fac nimic, domnul deputat. Deci eu știu că e ușor să tu faci parte din cei care încerci să continui corul. Păi nu, dar trebuie electoratul dâmbovițean să fie avertizat să nu mai facă greșelile pe care le-a făcut. Vreți să discutăm pe soluții sau vreți să discutăm așa? Pe soluții, domnule. Pe soluții, domnule. Am văzut că ați dat pensii pentru dumneavoastră, pentru parlamentari, și acum vreți să dați pensii speciale și pentru aleși. Acum, înainte de... Adică pentru primar, pentru consiliere. A fost o dezbatere foarte importantă. Săracii sunt amărâți, trebuie să aibă pensii speciale. Primarii, să știți că duc o viață destul de grea și o răspundere foarte mare și... au și ei dificultăți, pentru că după o activitate de primar cu indemnizație de primar nu prea au adunat nici la vechime, nici la pensie, pentru că sistemul administrativ a fost foarte prost plătit din ultimii 25 de ani în România, trebuie să recunoaștem. Și plecăm de la premiza, deci nu, vă rog, dacă mergem pe ideea că lasă că primarului nu-i trebuie, eu nu sunt de acord. Eu zic că noi normal ar fi ca tot să fie plătiți în corelație cu celelalte câștiguri pe piața muncii și trebuie să fie plătiți corespunzător. Eu consider și primarii ar fi plătiți corespunzător, nu s-ar mai pune problema unei pensii suplimentare după închiderea mandatului. Eu zic că o merită dacă bugetele locale acoperă această cheltuială. Cine a fost primar acolo un mandat merită să fie recompensat pentru perioada în care poate că și-a sacrificat sănătatea, și-a sacrificat foarte multe
lucruri de, să zicem, care țin de viața personală a fiecăruia, în interesul comunității și eu văd, încerc să văd partea și partea corectă și bună a paharului ca fiind cea care predomină în activitatea primarilor. Cea care predomină în activitatea primarului. Deci dumneavoastră sunteți de acord. Corect. Toată lumea trebuie să trăiască decent. Da, aveți dreptate. Haideți că ne apropiem de finalul emisiunii. Dar vi se pare, vi se pare normal ca un primar să aibă o pensie de 1200 de lei, de 1300 de lei? Că așa am auzit că sunt unii. Deci mie nu mi se pare un primar care a totuși a făcut ceva, care a însemnat ceva pentru comunitate. Eu vorbesc la cazul pozitiv, nu vorbesc de, că sunt și multe aspecte negative. Dar nu vreau să vorbesc de partea negativă a lucrurilor. Că cine a suferit o condamnare pe caz de corupție nu va beneficia de această compensație. Dar nu mi se pare corect să aruncăm în derizoriu un subiect care ține de, practic, de a cinsti o personalitate sau o persoană publică, o figură importantă a acelei comunități. Bun, să revenim la examenul electoral al anului, primul de altfel, pe 5 iunie, oameni buni, vă reamintim și noi, sunt alegerile locale. Cum s-a pregătit Partidul Social Democrat să abordeze aceste alegeri și cum apreciați dumneavoastră ultimele mișcări pe scena politică, urmarea trecerii UNPR la PNL, schimbările astea de lider la nivelul conducerii UNPR? La local, ziceți, la nivel local. La nivelul județean, da. La nivelul județean. La nivelul județean, da. Eu sunt, vă spun, nu e rolul meu să-i analizez pe ei, dar bineînțeles nu pot să nu văd ce se întâmplă și în partea cealaltă a baricadei, din eșichierul politic, care se află pe eșichierul politic. Eu zic că toate aceste lucruri, aceste schimbări, v-am mai spus, am mai discutat, e vorba de traseism politic, de inconsecvență în susținerea unor idei politice. Nu văd cum aceste lucruri vor da doar roade pe termen scurt, doar așa de dragul de a... Și mă gândesc că astfel de atitudini și astfel de acțiuni politice nu numai că nu dau roade pe termen scurt, dar nici nu pot fi un fundament și într-o construcție solidă de perspectivă. Deci nu văd cum. Deci aceste creșteri bruște a unor forțe politice niciodată n-au dat rezultate și nu au fost, pe care mai ales atunci când nu s-au bazat pe idei comune, pe valori comune. Vă referiți la aceste șocuri, nu electroșoc. Păi da, s-au unit PDL-ul cu PNL-ul, care sunt curente politice diferite. Au fost diferite, ceea ce a generat o migrație dinspre PNL către ALDE, a unui important grup de liberali tradiționali. E vorba de curentul liberal european și curentul popular. Și arată încă o dată că politica la noi pune prea mult accent pe personalități, pe relațiile între persoane și nu pe ideile politice și pe programele politice, pe politicile publice care trebuie făcute de partide. Deci asta este principala problemă care o sesizez. Dom'le, s-a certat unul cu altul, gata, facem alt partid sau rupem partidul. Nu e așa. Tu nu ești la partid că îți place de unul sau de altul. Tu ești la partidul ăla pentru că urmărești niște idei și niște programe, ai niște programe pe care vrei să fii părtaș, să le susții sau ai o... Eu așa cred eu că ar trebui să fie și toată lumea ar trebui să gândească la fel. Că nu se întâmplă asta, ține poate și de o anumită, poate că și mass media are un rol de a susține mai departe. Totuși, hai să lăsăm problemele astea cu persoanele. Într-adevăr, sunt foarte suculente certurile între oameni și scandalul în piața publică. Dar și generează atractive pentru cititor. Bun, dar haideți să ne concentrăm un pic și pe scopul principal pentru care funcționează partidele. Scopul principal este să conducă societatea conform unor politici și să facă politici publice, în primul rând. Noi despre asta trebuie să discutăm înainte de toate. Nu că s-a certat ăla cu ăla sau că îl urăște ăla pe ălalalt. Deci noi, da, asta e părerea mea. Echipa de consilieri locali PSD Titu este finalizată, colaboratorii lui Vlad Oprea. Contează foarte mult și echipa pe care... Da, revenim la Titu. Revenim la Titu, am făcut o buclă. La Titu, deci avem oameni tineri, oameni apreciați de comunitate.
La Titu avem o echipă, avem chiar săptămâna trecută, am prezentat în conferința de presă, vom prezenta și în conferința de presă viitoare, oameni reprezentativi, avem pe directorul de la CFR Marfă, locuiește în Titu, este Pavel Bărculeț, face parte din echipa noastră, îl avem pe Mihai Andrei, a lucrat în primărie ca și ca la departamentul de programe, investiții, fonduri europene și a lucrat foarte mult în programe europene, cunoaște bine, acum este consultant în domeniul, lucrează ca și consultant independent. Avem câțiva ingineri, pe domnul Ciobanu, care este director de vânzări la o companie de distribuție a materialelor de îngrășăminte și substanțelor îngrășăminte pentru sectorul agricol. Deci avem oamenii noi, o să mai prezentăm în continuare, lista de consilieri va fi anunțată și voi veți cunoaște echipa de campanie și oamenii care lucrează alături de Vlad Oprea. La finalul emisiunii, domnule deputat, ce mesaj le transmiteți locuitorilor orașului Titu? Un mesaj de încredere și de speranță și de susținerea a candidatului Vlad Oprea? Cetățenilor sau, în primul rând, susținătorilor, poate că ar trebui să zic tuturor cetățenilor din Titu să aibă încredere în programul nostru. Avem în vedere toate aspectele ridicate de cetățeni și aveți încredere în corectitudinea și în profesionalismul noi echipe de la Partidul Social Democrat din Titu. Susținătorilor noștri și membrilor Partidului Social Democrat le doresc să aibă încredere în noua echipă și să fie consecvenți, să fie convinși că asta este singura soluție să mergem înainte, este să rămânem uniți alături de candidatul nostru la alegerile locale la Titu. Singura soluție este să rămânem uniți alături de candidatul nostru la alegerile locale din orașul Titu. Susține, stimați prieteni, deputatul Ionuț Savoiu, președintele PSD Titu, vrea să mai adaugă ceva? Vreau să mai adaug și să nu credem, deci tot pentru susținători și membri, să nu dăm crezare ideii că un consiliu ar putea funcționa, un consiliu, o administrație performantă într-un oraș în care primarul să aibă o anumită culoare politică și consiliul local să aibă o altă culoare politică, că există ideea că va putea funcționa așa ceva. Eu sunt convins că tocmai că primarul care are o altă culoare politică are principala sa menire este să-și alcătuiască o majoritate care să răspundă intereselor politice. E regulă. Mulțumim pentru prezență, domnule deputat. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi. Nu rata știrile de la ora 20. Nu uitați motoul emisiunii. Nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. La final, un doar muzical pentru domnul deputat și pentru dumneavoastră, Pietra, am ales o piesă semnată Laura Stoica, regretata noastră târguvișteană Laura Stoica, o mare artistă și o voce extraordinară. Doar tu se numește piesa, superbă piesa, doamna, și tu la revedere.